Îmi pare foarte bine că am fost și eu cooptată în acest proiect minunat, pentru că sunt îndrăgostită de ea românească din copilărie. Eu am fost un copil refugiat, alergat de colo-colo. Am avut o mamă însă minunată, talentată, ca toate româncile de altfel, care a cusut foarte frumos. Era profesoară de lucru manual. Și am o amintire unică de altfel în acest domeniu care mi-a rămas din copilărie, o ie cusută de mama mea. Uitați-vă și dumneavoastră câtă finețe. Uitați-vă ce frumoasă este. E făcută pe marchizeț, din fir de mătase, de vierni de mătase. Și ce migală și ce frumusețe. Prima oară când am văzut un film franțuzesc în care se promova ea românească, am fost fericită. M-am simțit cu adevărat româncă. Pentru că cineva acolo a ales din toate costumele că putea să le folosească, a ales ea românească. Știți că pe vremea mea, în copilăria mea, la zilele mari, 10 mai și alte zile minunate, când se aduna toată protipendada orașului în fața școlii, pe o scări cu tot ce trebuia pus în pagine la asemenea dată de sărbătoare, toată protipendada orașului venea îmbrăcată în costum național și arăta extraordinar. Tot pentru onoarea pe care îi dădeau momentului și țării în care trăiau. Mi-e drag ceea ce vreți pregătiți să faceți, mi-e dragă ea românească, sunt fericită să mai păstrez, deci numai asta, mama avea multe de tot, dar mi-e drag să o păstrez numai pentru minunăția de artă cu care a cusut-o. De altfel să știți că ea mea este prezentată aici și semnată Valentina Popescu. Femeile noastre sunt frumoase îmbrăcate în costum național. Sper să o apreciați, să fiți alături de noi în proiectul nostru și să văd cât mai des în toate filmele lumii în care am mai văzut femei frumoase îmbrăcate în ie românească.